N-ai ce face. N-ai ce face. La 5 ani, oamenii care au avut o carieră de 5 ani în organizație, n-ai ce face. Oamenii care sunt demotivați, sigur o să-și caută la altă parte, pentru că acolo motivație. Sunteți din asociație, nu? Cine e aici? Din asociație, sunteți? Câțiva. N-ai ce face. Vine voluntar și nu face proiect. N-ai ce face. Asta credeam și eu. Și dacă sunteți și voi în credința asta, avem tendința să acceptăm multe afirmații de tip status quo. Spre exemplu, mă întâlneam foarte des la masă cu un coleg care aproape în fiecare zi îmi zicea: băi Mihai, eu am nu știu câta zi în care nu mai simt. Mă trezesc greu, parcă mai am și motivație. Aici. Mergeam în ședințe și auzeam managerii foarte încrâncenați care spuneau: băi, prefer un om mai slab, dar care se integreze ușor în echipă, că n-ai ce face. Uăi, acum nu ai. N-ai ce face. Și bine, foarte mult m-a schimbat un moment în care Mihaela, directoarea noastră de acasă, a venit foarte fericit așa din mână și zice: guys, avem un proiect. În 5 ani de zile trebuie să creăm engaged and competent employees. Wow, cine se bagă? Și eu eram cum era Andrei, că s-a dus în tricou și așa, eram și eu: da, engaged, bun. Uite la o parte. Mihai, vrei să te ocupi? Nu știam ce înseamnă engagement în momentul respectiv și mă tot gândeam: ce Dumnezeu, bă? Auzi cuvântul ăsta, nu știu ce înseamnă. Într-o dimineață râdeam cu două colegi. Și mă amuzam că voi până și la toaletă mergeți împreună, parcă ați fi un magnet. Vă ține ceva așa, ca să... Și ha-ha-ha, magnet în sus, magnet în jos, până când mi-am dat seama, băi, stai că e ceva cu magnetul ăsta. Că fetele astea nu stau degeaba așa, lipite una de alta. Că parcă, mai râzând, le face din ziua aia gri, poate un pic mai rost. Mai să fie ceva între asta. Și am început să mă gândesc un pic la partea de engagement din perspectiva atracției. Și am de două valențe. Există valența legată de job. Suntem atrași sau nu de job. Și asta se numește pasiune. Și este o valență legată de colegi. Mă simt bine sau nu mă simt bine alături de colegi. Deci, plecând în ideea asta, am zis: băi, haideți să vedem ce putem face în cele două direcții. Job și oameni. Am zis să plecăm de la un instrument care să ne ajute să descoperim cu adevărat ce vor oamenii, pentru că nu credem că deținem monopolul asupra adevărului. Noi nu știm și atunci cine știe? Oamenii. Am ales oameni care sunt de peste 5 ani în organizație, pe care am considerat noi talente, și în câteva focus grupuri i-am întrebat: Tens, hai să împărtășești cu voi experiențele noastre de acolo. Pentru că mai mult decât faptul că oamenii s-au simțit apreciați pentru că îi întrebăm ce le place, ce nu le place, au venit niște idei extraordinare. Și pentru noi au fost, să zicem, 4 insight-uri speciale pe care le-am extras de acolo și care urmează să le punem într-un program de engagement. Primul, ne-am dat seama că, vă spuneam de relații, dragostea chiar durează 3 ani. Dragostea durează 3 ani și asta înseamnă cumva că un om peste 5 ani într-o organizație, dacă a rămas acolo, a schimbat măcar o dată rolul pe care îl făcea. Responsabilitățile principale. Dacă stă de peste 10 ani, măcar de 3 ori. Și am zis: bă, ce interesant. Ne-am dat seama că oamenii au nevoie să schimbe un pic focusul de pe ceea ce fac și au învățat să facă atât de bine. Cam în 3 ani îți dai seama și încep să le faci așa. Îi se întâmplă? Și am zis: cum ar fi 30% din timpul lor să-l petreacă făcând și alte procese. Spre exemplu, cineva de la financiar să se dezvolte în zona de recrutare. Să învețe, să intre, să facă un proiect de recrutare. Cum ar fi? Ne-am mai descoperit faptul că
oamenii care stau de mult timp în organizație au reușit să stea acolo și au reușit să depășească niște momente grele având pe cineva alături. Unii dintre colegi spuneau, am avut uneori așa dreptul să plec, să-mi bat picioarele în organizație și să plec. Dar cineva m-a făcut acolo. Sau am fost atât de blocat, atât de multe zile gri la lume, până când cineva, care nu e neapărat manager, a reușit să mă scoată de acolo. Și am zis, ok, oamenii caută mentor. Cum ar fi? Acum ar fi să-i ajutăm și pe mentor odată să aibă niște abilități. Pentru că directoarea noastră financiară, oricât de binevoitare ar fi, totuși are niște limite care face lucrurile. Cum ar fi să le creăm lor un set de competențe și să facilităm accesul la acești mentori. Al treilea insight pe care l-am luat noi de acolo este că oamenii nu stau doar la job. Și le place să petreacă timpul împreună. Surpriza noastră a fost că o făceau pe banii lor. Că ieșeau la cafea, că se duceau seara la Paul, sau că pe banii lor plecau într-o excursie undeva. Am zis, ok, nu este doar despre a te concentra pe ceea ce faci, este nevoie să te focusești în alte direcții, să te simți, doar să te simți bine cu ceilalți. Am zis, cum ar fi? Cum ar fi să putem facilita genul acesta de experiențe în care să nu fie despre job, să fie doar despre a te simți bine. Și un al patrulea lucru are legătură cu felul în care povesteau despre celelalte departamente. Și în cele 7 focuri lucruri pe care noi le-am făcut, un lucru ieșea de fiecare dată strigat așa cu voce foarte puternică. Avem idei, vrem să le implementăm, dar ai idee. De fapt, care era problema? Nu era problema de faptul că oamenii nu sunt binevoitori. Nu era problema faptul că nu ar fi vrut să-i ajut. Era problema că atât de multe idei de îmbunătățire sunt, atât de puțini oameni ar fi și nu au cum să le rezolvi. Avem un backlog, cred că ajunge la un an de zile. Și dacă ai o idee nouă acum, începe peste un an de zile să o rezolvi. Și am zis, ok, interesant. Oare printre colegii noștri, pentru că suntem 700, nu există oameni care au făcut liceul de informatică? Și oare nu ar fi ei curioși să îi pregătim un pic, să intre într-un task force, așa mai, într-un trip mai special, și să înceapă ușor-ușor să rezolve probleme din acestea de IT? Am plecat de la noi ce face. Și ușor-ușor am descoperit alături de colegii noștri din focus grupuri, cel puțin 4 programe pe care le putem implementa, astfel încât să avem ce face. Durerea mea cea mai mare, în momentul în care vorbeam cu managerii în sală, în sala de training, era că vorbeam despre a atrage oamenii într-un proiect și că n-ai ce face, n-ai cum să-i atragi. Mi-am dat seama că nu este chiar așa. Mulți oameni care vor să fie engaged, găsesc locuri să fie engaged. Sunt curioși, caută, se descurcă, practic funcționează ca un fel de râu. Sinuos, prin munte, care trece prin pietre, prin la dreapta. Ce vrem noi să facem, cu adevărat, ar fi să creăm un canal pentru râul acela să curcă. Să putem să luăm experiențele oamenilor care i-am văzut de la noi talentați și să putem să le facilităm pentru toată lumea din organizație. Astfel încât, măcar o zi pe lună, să schimbe dintr-o zi gri într-o zi roz. O zi pe lună. Pare puțin. Înseamnă 12 luni cu o zi. A 700 de oameni. 13.000 de zile. Nu din astea simple. 13.000 de zile de idei noi, de rezolvare de probleme, de coaliții care să ajute organizații. Noi avem ce face. Ne-am gândit să le oferim carieră, ne-am gândit să le oferim facilitatea de a se întâlni și să se simtă bine împreună, mentorat și această academie de IT. Mă întreb, oare, voi aveți ce face în organizație?